Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Sila Turcoglu și Halil Ibrahim Ceilan se vor putea căsători în curând în 2023, asta și-au dorit fanii și suntem încântați de această veste excelentă. Sunt atât de frumoși, se completează unul pe altul, atât de complici, atât de adorabili, atât de fermecați și au aceleași scopuri, este minunat! Vor putea juca împreună pentru a-și face plăcere fanilor, am rămas fără sublima noastră Sila în sezonul 3 și ne-a fost teribil de dor de ea. Am susținut acest dansator, din fericire este aproape sfârșitul acestui sezon 3 al lui Emanet și Halil Ibrahim Ceilan va fi în sfârșit liber. Acești doi actori talentați merită să fie fericiți împreună, inshallah, le dorim sănătate, succes în proiectele lor și multă fericire în viața lor privată, inshallah. Sunt cuplul nostru de actori preferat și adorat. Invidia și răutatea nu poate dispărea de pe pământ niciodată. Unele persoane nu pot înțelege că te-ai născut frumos, că te-ai născut cu dar divin și anume un talent, poate fi muzician, pictor, și exemple pot fi destule. Stau și mă întreb de ce această fată minunată Sila Turcoglu este atât de invidiată, nu a făcut rău nimănui, vrea doar să -ți împlinească un vis al ei și a reușit prin propriile sale forțe și va reuși pentru că este o luptătoare și curajul nu îi lipsește pentru a demonstra tuturor că poate ajunge o mare actriță. Eu așa o percep și o înțeleg. Succes, frumoasă și adorata mea prințesă! Sila Turcoglu nu este îmbogătită de nimeni, nu are nevoie de niciun bărbat lângă ea pentru a fi fericită și a se distra. Comparațiile nu sunt bine, de asta mă sunt surpriză că Nanuca invidiază și urăște atât Sila. Fiecare persoană este unică și nerepetabilă, este adevărat, Alina Boz este și o tană frumoasă și talentată, dar îi lipsă de aceste hărți. Sila e foarte frumoasă, dar principala ei frumusețe este umilitatea, simplicitatea, loiala, sincera, carismatica, dulce, anul, juca sa, etc. Alina Boz lipsa acele condimente. Frumusețea nu este suficienta, nu ai, ci si complementarea cu condimentele. O actriză. Am spus deja în acum câteva zile că Sila muță etapa pentru multe actrițe, din cără frumuseții, talentului, carismei, iubite și respectate de public. Știm cu toți că actrițele care se riscă cu salturi va suporta consecințele. Sunt prea multe invizi în acela mediu sirau, cel mai recent exemplu, acum ca 2 ani, a fost ceea ce s-a întâmplat la Caniaman și a trebuit să fugă din presa, producător și colegi în alta țară. Poate mercat în Italia și cred că dacă totul continuă așa cu Sila, trebuie și ea părăsă Turcia să devene famosă în calală țără. Sila este o fată curajoasă, deciză, antreprenoriză, capacă, independentă și realiză tot ce nu se promă și nu se creează ce nu se provede. Când spui plătesc prețul, știi că gloria e o marfă scumpă, costă mult și se întreține și se întreține greu, mult mai ușor e să profiți de bani. Asta însă, până la un anumit punct, nu știu dacă Halil își dă seama unde e punctul pe TL. Succes! Când a hotarat că vrea să fie persoana publică, era conștient se va ciocni de diferite barfe. Credeam că s-a obișnuit, dar se pare că încă el supara. Atunci ar trebui să iasă să dezmintă ceea ce se vorbește de naturat la adresa lui. A vrut succes? Succesul vine la oalta cu invidia și dezinformările. Faptul că nu spune nimic și accepta, este o confirmare tacită că ceea ce se spune despre el poate fi adevărat. Dezmintă minciunele spuse de alții că doar nu le-a spus Halil și indiferența este cea mai bună. Și mă mir că îi cereți acest lucru pe Tecăsila când s-au spus despre ea și Dog că sunt iubiți. Ați spus în comentarii exact asta, că nu trebuie să dea socoteală nimănui, că dacă va vrea va ieși și va comunica, nu trebuie să dezmintă Halil nimic ținând cont că el nu declară nimic. În orice muncă trebuie să fie disciplina, dăruire și efort, ca să ai realizări. Te iubesc, Hic, dar nu fi ipocrit. Ai ce ți-ai dorit, faima, recunoaștere internațională, dar asta nu încălzește inima ci orgoliul. Când va vei realiza că asta nu este totul în viața.
dar poate va fi prea târziu. Atunci vei fi fetrist și nu vei mai putea face nimic. Gândește-te și face încă se poate. Banii, averea, faima, frumusețea. Toți actorii din lume fac actorie să ajungă faimoși, muncesc, se dăruiesc trup și suflet și faima vine la pachet cu bani mulți. Toți actori din lume vor faima internațională. Eu nu am văzut da se plângă Halil de acest lucru. Cine vrea crede minciunile, cine nu. Nu punct. Sunt actori în lumea mare, are au atâta faima și bani, dar nu au o viață privată, își trăiesc viața cum vor. De ce trebuie Halil să dea socoteală cuiva? Nu este un mucos care nu are habar de ce înseamnă viață și până la urmă poate așa vrea să trăiască. De ce ne interesează pe noi? Dacă eu sau de vese vrem să trăim cum vrem și nu ne place când se baga cineva în treburile noastre, noi de ce ne bagam unde nu ne fierbe oala? Când Sila a plecat din Emanet s-a zvonit că ea a plecat pe teca, Halil a cerut-o în casarorie. Asta pare să fi fost motivul principal care a determinat-o de fapt pe Sila să plece din Emanet. Acum pe acest site spune Tica Sila s-a supărat că Halil nu a cerut-o în căsătorie. Pe alt site a apărut versiunea că Sila l-a cerut pe Halil în căsătorie, iar pe alt site a apărut zvonul că Sila a renunțat la Halil. Ce să mai înțelegem din aceste lucruri, care sunt reale și care sunt adevăruri? Itista mintea în loc când vezi asemenea enormități și minciuni. S-au despărțit și fiecărei sunt pe drumul lui. Cred că Halil nu mai are încredere în femei după ce a fost părăsit din cauza situației financiare. Succes în viața Halil. Cred că nu se căsătoresc, amândoi sunt ocupați cu munca, iubitul mănâncă femeiul peruan, iar Sila și Dogucan nu sunt un cuplu, așa că totul este în față. Posibil ca Halil se va căsători, dar nu cu Sila. Ei nu sunt împreună, ni au spus niciodată ca sunt împreună, nici ca sunt prieteni, nimic despre căsătorie se poate, dar fiecare cu altcineva care va fi ales de ei. Halil și Sila nu s-au căsătorit. Halil Sila s-a despărțit din nou. Halil noua iubită eroina Esaret și scandalul aventurii Nanuca. Fiecare persoană este individuală. Nimeni nu poate fi comparat. Fiecare are propriul drum. Nanuca este o actriță tânără, frumoasă, talentată. Are o carieră de succes. Alina este invitată pe platforma Disney. Prin urmare, Sla nu este deloc un concurent pentru ea. Îi dorim lui Sla proiecte de succes în continuare. Foarte adevărat, a demonstrat încă o dată talentul, caracterul modestă, succes în continuare, bravo Sila! De ce nu arătați și fotografii cu ceea ce spuneți? Aș vrea să fie adevărat, dar nu prea cred, cu toate că forma un cuplu superb. S-a dea Dumnezeu să fie adevărată știrea, dar sincer, nu mai cred în ce spuneți. Oricum îi iubesc pe amândoi și le doresc tot binele din lume. Nu a depus munca pentru susținători, a depus un ca să o mulțumească pe managera lui să-i dovedească citit de loial. Halil este un om fără demnitate, nu-l mai lăudați, este un caracter cât slab, nu a făcut nipun tix pentru susținători. Așa că imaginați-vă prin ce trebuie să treacă actorii de prim rang. Sper că Halil își continuă triumful. A încercat deja multe. Caniaman este asediat în hotelurile în care stă. Este deja în spatele lui cel de a merge pe străzi sau a merge la cumpărături. Nu cred că să-i jos este Sila atât de mult să aștepte de la el o cerere în căsătorie, s-a fript odată, nu cred că a doua oară să facă aceeași greseală. Ce probleme aveți, ce mai inventați? E tânără cu o carieră de succes, de ce ar aștepta ceva de la Halil? Îl cunoaște destul de bine. Pe asta de unde a fi mai scos-o? Interesant. Sila nu așteaptă nimic de la Halil pentru că nu sunt împreună. Fiecare pe drumul lui. Să-i lăsăm în pace pe Halil Ibrahim și Sila Turcoglu. Nu sunt un cuplu, au fost parteneri în serialul Truste Diamant și Seher. Acum fiecare are propriul drum. Viața privată ar trebui să fie privată. Si voi preluați stiri vechi de pe alte site-uri. De ce s-ar aștepta Sila de o cerere de căsătorit de la Halil, când s-a despartit de el, declarând că nu are pe nimeni în viața ei, singurul bărbat din viața ei fiind Buffy.
încercati să nu mai preluat stirii unii de la alții, pentru deveniti plicticosi. Pascali,